Salutare, fraților, și bine v-am găsit. Am revenit cu cu o nouă sesiune pe care voi face. Am reușit să meditez între timp sesiunea de Trains pe Trains 2012, da, Trains Simulator 2012. Am reușit să setez, să-mi fac o sesiune pe traseul M800, da, București-Constanța, de care v-am zis în filmarea trecută, și astăzi voi încerca să fac și eu niște manevre mai de învățăcel, așa, mai de începător, cu o locomotivă de Marfar EA, care am pus-o undeva pe la depou și o să vedeți și voi unde este pusă. Hai să mergem la scenariu și sper să-mi iasă manevra, că încă m-am obișnuit cu schimbarea juncțiunilor, și anume să schimba cazul, să treci pe o șină de pe șină pe alta manual, fără să folosești comenzi automate sau presetate. Eu așa mi-am făcut sesiunea, pentru că asta facem și în MSTS și funcționa mai ușor, comenzile de trecere pe altă linie. Dar la gara de nord este un haos și se trece foarte greu pe o șină acolo. Până ajungi cu locomotiva să faci switch, să cuplezi vagoanele din fața cu locomotiva, e foarte dificil. Și asta voi încerca eu să fac acum cu marfarul de noapte, cum ar fi. Deci manevra de cuplare a marfarului de noapte, așa o să intitulez ruta pe care o fac. Aceasta este sesiunea mea care am făcut-o de curând, traseu test locomotive, marfă și pasageri. N-am pus niciun fel de inteligență artificială care să manipuleze, să dau comenzi driveri. Dar o să vină și aceasta pe viitor, când o să am timp o să mă ocup de treaba asta. Deocamdată vreau să fac un test cu locomotiva EA, să văd dacă pot să cuplez vagoanele și să mă obișnuiesc cu juncțiunile, să fac manevra asta să-mi iasă bine. La grafică, la stările grafice, vă sugerez să puneți pe OpenGL, că se vede mai frumos, se văd mai frumos clădirile și totul. Deci placa mea video o duce foarte bine OpenGL-ul, că am un GT630 un giga video. Aici avem așa data. Bun, avem environmentul care ține de ploaie, de toate astea, tot ce se întâmplă aici. Locomotivele sunt asignate, driver, ca să pui un driver pe locomotivă, te duci la drivers, la rules și dai click pe un driver care nu este într-un vehicul și aici selectezi locomotiva respectivă pe care vrei să o manevreze, și atunci o să apară controlele pentru că celelalte locomotive care le-am, și o să vi le așa arăt. Asta este a doua locomotivă, asta e a treia, un EC, și a patra tot un EC este, asta de aici. Astea sunt locomotive de tracțiune, se pot folosi și cu spatele, mă rog. Locomotive electrice. Asta nu o folosesc momentan, deci ca să pot îi pune driver pe ea, după cum se vede, are semnul întrebării, ceea ce înseamnă că nu are niciun driver pe ea și nu se poate manevra. Doar asta are driver, asta prima, de aici, și mai am una care stă degeaba în partea cealaltă, adică la depou. Hai să mergem la depou, apăsăm pe cârâtele plus egal ca să mergem la depou. Mai avem un LDE aici care stă degeaba, ia să vedem dacă funcționează cu paranteze. Dacă funcționează comanda de oprire motor, dar nu știu dacă merge. Scoate juncțiunile cu cârâtele plus H. Da, o lăsăm aici, nu are importanță, lăsăm aici locomotiva să stea în gară. Asta am pus-o momentan aici. Mai dăm o dată cârâtele plus egal. Acum am ajuns unde trebuie. Acum stăm la depou. O mică problemă am observat aici pe harta asta, și anume că lipsește un bodeț care trebuia să fie, care făcea transferul locomotivelor pe șina de plecare de la depou, și lipsește din păcate. Deci nu se vede nimic aici. Nu e niciun pod prezent, asta sper să fixeze pe viitor pentru ruta asta, să apară un KOID care să fixeze și problema asta, să existe podetul ăla ca să pot să fac transferul locomotivei pe șina pe care vreau să meargă. Aici mai am încă 3 locomotive plasate pe traseu, un LDHC, un LDH și un EA. Pe mine mă interesează EA-ul pentru această sesiune. Mergem pe interior, punem camera Cab Interior View. Facem switch reverse train facing ca să fie cu fața. Bun. Și hai să vedem cum merge. Deci mai întâi aprindem luminile în cabină. Așa, lumină cabină interior. Gata, am aprins lumina. Aprindem toate luminile. Lumina vitezometru. Aprindem și pe asta. Da, să vedem. Pac, așa. Luminile de bord de aici se aprind.
Acum, ca să pornim pantograful, mai întâi lăsăm ăsta pe neutru. Așa, lăsăm pe neutru. Zice că e conjunctorul deconectat. Disjunctorul deconectat. Disjunctorul conectat înseamnă dreapta, să apeși pe prostia aia. Aici se poate deschide și ușa, dar n-am treabă cu ușa și nu se aude, din păcate, n-am sunet. Anumite controle ale locomotivei nu funcționează, ale acestei locomotive, în mod special. Inclusiv graduatorul, care nici ăsta nu funcționează, din păcate, n-are niciun sunet și nu are nicio funcționalitate. De-aia voi folosi panoul de... Eu acum folosesc cab mod. Voi folosi panoul din dreapta, care e mai simplu puțin de controlat locomotiva. Ce mai avem aici? În mod normal, locomotiva se pornea în felul următor. Am pornit luminile de interior. Eventual folosim și lumini sală, ceea ce e recomandat și funcționează și astea. Dacă dăm un chase view, ar trebui să vadă luminile pe interior. Sau nu? Nu se vede. Cab interior view încă o dată. Da, nu funcționează luminile, din păcate. Anumite comenzi de la ea nu se aplică deloc. Lumini sală. Oprim luminile sală. Acum ar trebui să mergem la pantograf să-l conectăm. Așa, să vedem, a pornit ceva. Nu, n-a pornit. Așa. Acum este conectat pantograful. Așa, aici este DSV-ul, adică bateria, dar nu, din păcate nu are nicio funcționalitate această manetă. Asta trebuia să armeze, bateria și după aia, dacă îi dădeam ventilație și compresor, pornea locomotiva. Compresor și ventilație. Acum trebuia să pornească locomotiva, să pornească ventilația, nu se aude nimic, din păcate. Deci o mică problemă cu asta. Cu anumite dependențe sau controle ale locomotivei care nu funcționează, dar asta nu este o problemă. Important e că merge locomotiva, se poate controla și asta nu mă deranjează dacă nu funcționează cabina perfect. Aici avem interiorul locomotivei, aprindem farurile, care și astea funcționează de asemenea. Folosim comenzile scurte de aici de jos, simplificate, headlight, și asta funcționează și se aplică corect. Am aprins luminile. Acum pune pantograful pe poziția, ăsta, inversorul pe poziția de forward. Ca să vedem acum dacă funcționează DSV-ul, dar nu știu dacă funcționează, adică bateria. Acum trebuia să pornească un sistem de ventilație și după aceea, dacă îmi dădeam compresorul și ventilație pompă, trebuia să pornească... să se audă un sunet de la ventilatoarele, de la sistemul de răcire al locomotivei, dar nu se aude, din păcate. Ia să mai dăm o dată sunet dacă funcționează. Nu merge. Să dăm pac, pac. Da, tot așa face. Mă rog, nu mai contează. Hai să începem manevra. Să vă arăt cum se face cu joncțiunile alea. Ca să știți și voi. Suntem pe forward. Folosim panoul de comandă din dreapta la ușurel. Dăm un horn înainte să plecăm. Hornul funcționează, din fericire. Așa. Și acum mai dăm frâna jos. Da, și frânele funcționează bine, numai că graduatorul și comanda de pornire a locomotivei din cabină, folosind mouse-ul, nu funcționează. Nu se aplică. Bun. Dăm forward și plecăm cu viteză micuță de la depou, București, Gara de Nord. Acum că tot am plecat, haideți să vă spun ce o să costă manevra de astăzi. Manevra o să fie următoarea. Va trebui să cuplez, am niște vagoane de petroliere, pe niște cisterne pe stânga și asta îmi doresc eu să fac, să cuplez acele cisterne și să mă deplasez cu ele înspre Lehliu, pe ruta
București Băneasa. Adică strec prin gara Băneasa și să mă duc la Lecliu cu marfa asta, cu marfarul. Așa. Folosim viteză micuță aici, că sunt probleme altfel. Decelerăm ușor, mai băgăm un pic de viteză. Și după aia va trebui să dau cu spatele. Așa. Aici va trebui să frânez. Pun inversorul pe poziția de rear. Bun, gata. Și acum mergem la comanda asta de aici, reverse train facing, ca să vedem și noi pe unde luăm. Și acum suntem cu spatele, locomotiva, dăm forward, pentru că acum se aplică direcția față, dacă am inversat poziția în locomotiva. Și îi dăm ușor accelerație și încercăm să intrăm pe șina dreaptă ca să putem să cuplăm vagoanele de marfă, adică cisternele alea. Alea se cuplează foarte ușor în momentul în care tamponul locomotivei a atins vagoanele, se cuplează pe loc. Hai să dăm un pic de... Stai că sunt frânele puse. Acum am scos frânele. Așa, ținem apăsajul U. Ca să o luăm pe dreapta. Așa. Aici este, aici sunt vagoanele care vreau să le cuplez. Frânăm ușor, înainte să ne apropiem de ele. Accelerăm un pic. Așa. Gata, le-am cuplat. Frânăm. Schimbăm poziția după aia. Dăm reverse train facing, acum suntem cu vagoanele cuplate. Scoatem frânele, dăm forward la inversor și după aia împingem graduatorul un pic ca să plecăm. Trebuie să ajungă barometrul la 0, mai împingem un pic. Gata. Cam așa arată locomotiva. Marfă cu tot. Am cuplat vagoanele de marfă, care sper să funcționeze. Dăm cab interior view. Acum o să fie foarte, foarte dificil trecerea pe juncțiuni. Trecerea pe juncțiuni este foarte, foarte dificilă în gara de nord pentru a schimba linia, că vreau să fac altceva, să pun vagoanele pe linia A4. Aia pe care merg și linia de pasageri, pe care merg și trenurile de pasageri și după aceea să folosesc să întorc locomotiva cu fața și să cuplez din față vagoanele. Asta e foarte, foarte dificilă manevra asta. Cam asta vreau să fac acum. La ultima dată când am încercat chestia asta, mi-au dărat vagoanele în ultimul hal și m-am lăsat pe gubaș de sesiune. De aceea nici n-am mai continuat filmarea. Am făcut câteva demonstrații și nu mi-au ieșit din cauza că mi-au dărat vagoanele când dădeam cu spatele cu locomotiva și a fost nasol de tot. Și am lăsat o baltă atunci. Acum ar trebui să pot să intru pe linia, direct pe linia a patra, fără să-mi dereze vagoanele. Și sper să nu se mai întâmple treaba asta. Aici sunt foarte, foarte multe juncțiuni. Din păcate. Și e dificil să faci trecerea pe juncțiuni. Acum suntem cu fața. Ar trebui să se aplice, dar o să folosesc RTLJ-ul. Că se consideră că aș fi cu spatele acum, chiar dacă eu sunt pe forward cu inversorul. Deci RTL plus G ca să rămână pe linia aia. Și acum trebuie să mă duc pe linia A4, adică
Asta 3, următoarea aia de acolo, din dreapta. Trebuie să fac în așa fel încât să intru direct pe linia a 4. Cam dificil, dar sper să-mi iasă manevra data asta, să nu mai deranjeze vagoanele. Că atâta trebuie să fac, să pun vagoanele și după aia să cupleze cu locomotiva din față. Acum țin apăsat cărătălăjii și sper să meargă treaba cu viteză mică. Apăsăm cărătălăjiu. Așa, odată am apăsat. Hai să vedem cum funcționează. Sper să nu facă stânga aici, să o ia pe șina cealaltă. Hai că a mers. Cărătălăjiu iar. E, aici o problemă. Aici o mică problemă. Acum cred că o să îndreze vagoanele dacă dau cu spatele. Foarte, foarte dificilă e manevra asta. Trebuie să încerc cu viteză foarte, foarte mică să dau cu spatele și să mă duc pe următoarea linie. Pe încă o linie trebuie să mă mai duc. Să merg fix pe diagonală ca să ajung. Să schimb toate juncțiunile care fac stânga și să merg pe linia asta diagonală până la capăt, până la următoarea șină. Asta e foarte, foarte grea manevra de făcut. Dificil. Trebuie să am grijă cum dau cu spatele. Așa. Bun. Și acum dăm forward. Și hai să vedem dacă funcționează, dar nu cred. Nu, tot așa o ia. Eventual un jiu dacă aș putea să dau aici, dar nu știu dacă să funcționeze. Că la unele văd că se aplica cu cărătă jiu, la altele se aplica cu jiu. Trebuie să prind eu manevra aia. Trebuie să n-am viteză foarte mare. Așa. Acum dăm cu fața și să sperăm că merge. Apăsăm jiu odată. Pac. Scurt trebuie apăsat jiu, un lung. Și acum sper cu ea pe dreapta. Nu, tot pe ruta asta o ia. Mai dăm o dată cu spatele. Trebuie cu viteză foarte mică să fac manevrele și sper să nu deraieze vagoanele. Să am norocul să nu deraieze vagoanele deloc. Deci tot cu un cărătălăjiu ar merge. A, uite, asta e problema. Foarte, foarte grea manevră. Și nu mi se resetează nici vagoanele, în caz că vreau să... Uite, mi-au deraiat vagoanele aici la juncțiune. Toate vagoanele mi-au deraiat de pe șină. Se pare că va trebui să folosesc Freeroam View. Uite că Freeroam View merge să schimb juncțiunile. Așa, și aici. A, uite că merge. Da, va trebui să folosesc Freeroam View ca să pot să mă mut pe traseul pe care vreau. Deci, preluăm scenariul. Dăm exit driver.
Don Save, reluăm sesiunea. Și data asta o facem bine. Bine că mergem free roam, măcar să-mi schimbă macazul. Deși era mai ok dacă mi-eșeau controlele cu tastatura, dar se pare că anumite joncțiuni nu vor să se aplice cum trebuie. Mergem încă o dată la locomotiva aia. Bun, stai să încarce harta, că durează ceva acum, am pus pe OpenGL și durează până încarcă texturile. Acum suntem iar pe locomotiva aia, mergem cab interior, dăm reverse train facing, aia că acum e ușurel. Acum știu și eu comenzile cât de cât. Lumină în cabină. Bun. Acum voi face procedura aia de pornire a luminilor. Ce, cam ce funcționează din cabina de aici. Cam ce să-i pun mare lucru. Bun. Asta DSV-ul iar nu funcționează. Ridicăm pantograful. Încă o dată. Dacă ai pus inversorul pe... Acum că e pe neutru. Acum ar trebui să meargă. Acum e conectat. Pornit, pac. Pornim ventilația și așa de formă. Ventilația și compresorul, care nici ala nu funcționează. Nu se aplică fizic în joc, în momentul în care manipulezi controlele din cabină. Tragem frâna. Așa. Dăm... Am pornit și farurile. Da. E pe forward. Scoatem frânele și dăm forward. Așa. Bine că mergem măcar în free roam mode, să-mi schimbă magazul cum trebuie. Dăm încă o dată cărătălă H, că n-avem nevoie aici știu manevra de cuplare. Pe F6 se scoate pe FOB, nu mai știu ce. Da, nu mai apăsăm alte taste, că nu vreau să dereglez ceva pe aici. Mergem cu forward și acum punem frână și dăm pe rear ca să frâneze mai repede. Inversorul dăm pe rear. Gata. Acum schimbăm sensul, train facing-ul. O dăm forward, scoatem frânele, ținem apăsat J. Acum trebuie să meargă. Facem manevra de cuplare a vagoanelor. Stai cu ea iar. Dăm cu spatele. Folosesc și eu variantele mai simple de manipularea locomotivei, că n-am ce să fac. Bun. Așa, înaintăm acum și acum sper că intru pe dreapta să iau vagoanele. Nici acum nu vrea. Că înainte de semnul ăla de schimba macazul, probabil. Hai să dăm cu spatele, în fine. Accelerăm ușor. Manevra care vreau să fac este foarte, foarte dificilă. Bun. Oprim accelerația. Acum, înainte de semnul ăsta de
Mă punem repede pe forward. Așa, scoatem frânele, iar îi dăm throttle. Ținem pasajul. Acum se duce bine. Așa. Cuplăm vagoanele de marfă. Băgăm și o frână mai timpurie, să zicem. Încă puțin accelerăm. Sper să-mi iasă manevrarea asta, că am stat cam mult timp cu marfarul ăsta. Și chiar vreau să fac o manevră din asta. Gata, am cuplat. Punem frânele. Schimbăm direcția, adică schimbăm orientarea șoferului cu fața. Scoatem frânele pe forward pusă locomotiva. Dă un pic de accelerație și un horn și am plecat. Bun. Și ca să nu fie probleme, lăsăm frâna pe la jumate. Să auzim și puțin ventilația de la locomotivă, că ăla-i tot farmecul. Așa, ca să mergem cu viteză mică. Lăsăm doar frâna a doua. Ce frumos au de sistemul de ventilație. Uite, așa se merge cu viteză constantă. Fără probleme, fără să accelereze brutal. Așa. Și acum la intersecția șine va trebui să fiu foarte, foarte atent, va trebui să mă duc pe freeload în camera să-mi schimb eu jocțiunile manual, că e o problemă aici, ca să mă plasez direct pe linia a patra, adică asta de aici din dreapta. Sper să-mi iasă manevra. Bun, hai totuși să frânăm înainte, trebuie să-i găsesc logica aia perfectă. Acum va trebui să frânăm la maxim. Așa, și acum mergem pe freeload view și vedem unde se fac intersecțiile. Ca aici să-mi arate. E mai în față puțin. Ia să văd pe ce linie intru eu. Eu intru de pe ultima linie, deci unde se termină ultima linie trebuie să schimbăm juncțiunea. Așa. Aici este bine. Bun.
În orice caz, toate să fie pe dreapta. Așa. Aici ce mai avem? Tot pe dreapta. Aici are un macaz. Pe linia asta mă interesează. Asta e linia pe care trebuie să intru. Eu vin de aici de pe ultima și trebuie să intru pe asta. Foarte, foarte dificilă manevra. Deci asta e linia pe care trebuie să fiu. Greu de tot. Foarte greu să schimbi juncțiunea așa. Foarte, foarte, foarte dificil. Să ajung cu trenul la linie ca să văd unde este. Până la capătul liniei trebuie să merg. Ca să pot să-mi pună... Să pot să-mi schimb macazul unde trebuie. Dacă mi-e ieșea manual din tastatură era și mai ușor, dar e un chin. Și n-am chef să-mi dereze trenul. Prefer să-mi iasă manevra din prima. Decât să stau să mă chinuiesc. Așa. Așa, și acum dăm freedom view. Deci eu vin de pe traseul ăsta. Toate indicatoarele spuse pe... Așa... Aici la fel... Aici la fel...
Bun, aici punem stop. Aici trebuie să fie la fel, amândouă. La fel și ăsta. Tot așa. Bun. Acum sper că e bine. Hai să-i dăm bătaie, să vedem dacă am făcut ce trebuie. Viteză foarte mică mergem. A doua. Așa. Și aici punem frână. Bun. Hai să mergem cu data la frigul. Dacă mai e aici o... Mai e aici o... Dacă nu vedeam asta... Uite așa. Așa e cel mai bine. Avem aici, mai avem una, toate, amândouă sunt pe... Bun. Hai să-i dăm bătaie. Scoatem... Bun. Acum suntem prin ea care trebuie. Și ce urmează să fac? Hai să ne uităm la Freedom View. Acum, da. Acum intră pe șina care trebuie. Așa, acum va face... Gata, e ok. Acum intrăm pe șina care trebuie. Deci îi dăm forward. Trebuie totul cu cap făcut. Forward. Lăsăm așa mai jos un pic frâna și accelerăm ușor. Trebuie să ducă barometrul de la frână la 0. Un pic mai mult accelerație. Perfect. Și acum frână. Încă puțin, încă puțin. Până aproape de gară. Bun, și acum mai să vedem dacă suntem pe linia care trebuie. Chase view. Da, să mă uit un pic să văd în față cum arată linia. Da, aici o manevră dificilă. Trebuie să fiu pe rută dreaptă. Vagoanele astea. Da, să mergem tot la Freedom View.
Așa. Să văd dacă asta e ruta care trebuie. Uite, știu câte intersecții sunt aici. Nu, asta e. Cred că am depășit-o, băi, frate. Trebuie să mă duc acum pe... Asta de aici e. Deci exact următoarea. Linia următoare este. Da, va trebui să mai fac și aici o... Așa, deci nu pe linia pe care sunt acum, pe linia următoare. Așa. Hai să vedem ce iese. Scoatem frâna, îi dăm ușor accelerație. Dar nu, că n-am făcut bine. Trebuia să mă decuplez cu locomotiva. N-am cum să mai trec de aici. No, dificil, mă. Dificil să ieși din gara de nord, să-mi bag picioarele. Foarte dificil e. Trebuia să ne ajung până aici. Foarte, foarte dificil. Acum, cum pana mea să fac? Dacă dau cu spatele, s-a terminat cu locomotiva. Decât să vin din față să cuplesc cu altă locomotivă, eventual. Că blochez accesul la locomotiva care trece pe acolo dacă nu opresc aici. Eventual să scot locomotiva care este acolo și să tractez cu aia, că n-am cum să decuplez locomotiva să mă duc pe partea cealaltă. Sau aș putea. Hai să încerc o altă manevră. Mergem la decoupling. Mergem la chase view. Decuplăm locomotiva de aici. Așa. Luăm cab interior view și hai să îi dăm bătaie. Hai să vedem ce combinație este. Acum trebuie să intru pe linia următoare, pe linia stângă. Hai, așa, perfect. O să merge la filmarea asta. Dar sper să-mi iasă traseul, că de când aștept să ajung la Lecliu cu trenul ăsta, n-am parcurs niciun drum cu el până acum. Bun. Așa, am intrat în gara de nord. Așa, și acum ne schimbăm poziția. Reverse train facing, vagoanele sunt pe stânga. O să facem un felul următor. Mergem înainte. Merge pe forward, da, perfect. Stai că nu e bine că am intrat pe juncțiunea care nu trebuie. Eventual așa. Uite, asta mă enervează. Cu juncțiunile blocate, n-ai cum să le schimbi nici cu mouse-ul, nici cu aia, nici măcar din cabină, dacă... Asta mă deranjează foarte tare.
A, uite, merge și așa, merge și așa, e bine. Bun. Acum mergem în cab interior view și dăm înainte. Forward. Trebuie să fiu foarte, foarte cumpătat. Până la următoarele semne. Sper să nu mă lovesc de vagoane aici. Of, trebuia să trag puțin mai sus, da. Și acum, mă si fac să trec de ele, să le cuplesc cu fața. Hai că e așa de puțin. E atât de puțin de făcut. Deci nu-i deloc greu. Uite, stau fix pe șina aia. N-am cum că mă lovesc cu locomotiva de ele dacă mă duc așa. Sau stai că pot să fac altă manevră. Nu-i deloc profi ceea ce fac eu, dar... Și va trebui să mai dau și cu spatele. Așa... Și acum cu spatele va trebui să dau. Uite că am intrat. Dacă le trăgeam puțin mai mult, aveam loc să mă... Acum va trebui să dau cu spatele. Da, știu cum pot să fac. Intru pe următoarea linie și după aia o să intru pe linia asta și cam aia e. Foarte, foarte mult timp ia. Da, trebuie să intru pe linia aia, gen, să mă apropii și puțin și mai mult de vagoane. Ia, hai să-i dăm așa, din chase view. O să mă ciocnesc puțin cu ele aici, dar asta e, că am făcut o manevră de cacao acum, dacă știam să împing puțin mai mult vagoanele. Așa, ușor, ușor, tata, ușor. Să nu ating vagoanele, să nu ating vagoanele. Bun. Acum trebuie să o iau. Și nici nu merge să schimbă. O băgăm și picioarele. Sau? Stai, trebuie să dau click pe asta. Nu e suficient de bună distanța. Și atunci o să mă duc aiurea. Sau hai că e ok. Hai să încercăm așa să vedem dacă merge. Hai să facem reverse train facing. Acum e cu fața. Îi dăm un pic. Nope, nu merge. Of, ce porcărie. Trebuie să o iau acum pe următoarea șină. Că am pus vagoanele astea de ampulea. Stai așa.
trebuie să fac alt switch acum, dar numai că intru în gară. Nu mai am ce switch să fac, sunt pe linia de intrare în gară. No, repetăm iar manevra. Trebuie să repet iar manevra. Dau iar cu spatele. Fac switch track. Și acum punem aici. Așa. Bun. Așa. Să ne întoarcem iar cu spatele. Iar cu fața, vreau să zic. Că aici se intră în gara de nord. Pe următoarea și trebuie să intru iarăși. Așa. Acum trebuie să cuplez iarăși vagoanele. Așa. Bun. Și acum scoatem ăsta și dăm. Ne sunt tot pe forward, perfect. Ia să vedem care e direcția. Care e forward-ul, care e backward-ul, așa. Și acum mai dăm iarăși accelerație. Bun. Decuplăm iar locomotiva. Așa, intrăm în cab interior view. Și îi dăm bătaie. Acum sper să funcționeze manevra.
Bun. Reverse train facing. Acum suntem cu fața. Suntem înainte de macaz. Freedom view. Sau chase view. Așa. Bun. S-am tot frâna. Hai să-i dăm acum bătaie. Sper că s-a eliberat traseul acum de vagoane. După aia nu o să mai am nevoie de magaze. De magazul, după aia nu o să mai am nevoie. O dată ce am intrat pe rută, aici în Gara Nord este un chin să faci cuplarea unei locomotive, mai ales când vine vorba de manevre de astea de cupla vagoane cu marfar și luat din depou. E foarte, foarte dificil. În realitate nu e așa de greu, dar și acolo trebuie să exersezi ca să-ți iasă manevra asta. Bun, și acum trebuie să nu mai duc în nicio altă direcție. Hai să mai înaintăm puțin, că se poate aici. Așa. Sigur asta e ruta? Că nu vreau să fie al probleme după aia. Stai să mă duc pe Freedom Camera să văd. Că nu sunt convins. Da, asta e. A cincea linie. În niciun caz. Așa, și aici trebuie să o las. Bun. E bine. E bine. Și acum trebuie să dau cu spatele. Așa. Să pun invers acum.
Așa. Forward. Și acum să funcționeze. Nu, trebuie mai în față. Așa, acum ar trebui să meargă. Gata. Altă viață. Acum mai e și manevra. Nu-mi vine să cred. Nu-mi vine să cred, în sfârșit am reușit să mă... Și acum să văd pe ce direcție o iau. Mamă, ce e geabă, frate. Să fie cu noroc, ce să zic. Că după aia nu mai e o problemă. Până ies din zona asta cu junțiune, este chinul facerii. Uite ce e aici. Frâna că iar o ia pe dreapta. Ia mai și picioarele. Uite, aici e încă unul care trebuie pus pe dreapta. Hai să-i dăm o viteză. Ce fac eu este cu totul neprofi, deci până acum câștigam o grămadă de timp dacă știam cum era cu... Dacă puteam să schimb toate magazele fără să fie nevoie să... Fără să fie nevoie să folosesc mouse-ul și chase-ul, să folosesc cu J și CTRL J, dar acum nu mă pricep. Prefer să rămân așa. Oh, stai că nu-i frână scos. Acum. Așa. Acum sper să nu facă dreapta. Așa, rămâi pe linia pe care ești. Stai că mai e o chestie de făcut aici. Chase view. Pac, gata. Cabin interior view. Și acum suntem pe ruta pe care trebuie.
În sfârșit am intrat pe linia pe care trebuie. Gata, prietene, am pornit la drum. Nu-mi vine să cred. În sfârșit, pe ruta spre Lecliu. După cât timp? Cea mai grea manevră este să faci din gara din nord o cuplare cu marfarul. De obicei nu se prea face treaba asta. Se face pe rute mai simple, nu în nebunia care e în gara din nord. Nu o să vezi marfar în gara din nord. Am făcut eu scenariu cam aiurea, dar... O să-l mai editez eu puțin și o să schimbă poziția vagoanelor, că nu e ok. Îmi tractează. Am vrut tot să fiu manevre boss și din cauza asta am durat așa de mult. Marfarul de noapte a plecat spre Băneasa, nu vine să cred. Freedom View, ia să zic, ce ai zis View? Avem și vagoanele, perfect. Merge puțin cam încet, cu open gel, dar se vede mai mișto. Trebuie să aprindem și luminile de cabină. Așa. Că pe timp de noapte se circulă cu luminile de cabină aprinse. O ducem așa într-un 40. Nu prea mare viteza, că uite, îmi zice că am viteza prea mare acum. 40 poate să aducă. Dacă puteam să schimb acazele și sub alt fel decât așa, era și mai bine. Era și mai bine dacă puteam să schimb acazul normal. De obicei cam cu viteza asta merg marfarele. Ce mă enervează, nu poți să schimb acazurile la loc, dar trebuie să dai click pe ele. Alea n-ai cum să le schimbi tu. Dacă era cu J și cu râtălă J, era super. Super ok. Dar n-am cum să le schimb. Și asta este o problemă. Uite, văd că și pe linia de lângă mine este un traseu. Dar nu, ăla nu duce nicăieri. Ăla merge spre depou. Nu mă scoate nicăieri ăla. Mai este o linie de marfar pe dreapta. Complet pe dreapta, dar nu știu unde mă duce aia. De-aia am luat-o pe linia a patra. A 5-a, nu a 4-a. O să explorez și linia aia cu locomotivă de marfar, dar în următoarea filmare, deocamdată urmez traseul ăsta, că e cel mai sigur. Hai să dăm puțin mai mult viteză. Acum mergem spre Băneasa.
O să urmăresc acum și ce frumos e făcut aici. Foarte, foarte realistic e făcută ieșirea spre Băneasa. O să urmăresc și ultima linie de marfar, dar nu știu dacă aduce pe unde trebuie. Văd că mai este o linie pe dreapta, dar nu știu în ce direcție merge. Văd că are sârme de-astea de curent, de tensiune. A, uite că și aia duce mai departe. Se poate ieși și pe acolo cu marfarul. Asta e foarte bine de știut. Uite că nu știam treaba asta. Pot să o iau și pe dreapta, complet pe dreapta, acolo unde este șina de marfar. Ce frumos se vede Băneasa. Uite aici ieșirea din București, din Băneasa, ce frumos se vede. Uite că și acolo e continuă linia. Acum schimbăm, rămânem pe dreapta, așa. Nu? Da, m-am dus pe următoarea șină. Acum rămân pe asta, ce să fac? Văd că se continuă șina din dreapta. Asta e ok. Puteam să urmez și noi. Și la un moment dat tot se intersectează cu asta. Uite, ba nu. E a treia șină. De pe dreapta, care e pentru marfar. Trebuie să o folosesc pe aia următoarea dată, când fac următorul traseu. Acum am folosit linia de pasageri, că de aia nu știam prea multe lucruri. Cam 60 ar fi viteza care este admisă circul cu trenul marfar. Acum am apropiat de Băneasa. Uite că se oprește într-un punct linia. Nu, aia nu duce până la capăt. Trebuie să schimbi linia, trebuie să o iei pe următoarea, pe dreapta. Dar acum am înțeles treaba. Uite acum trecem prin Băneasa. Uite și gara Băneasa. Aici este. Și scrie și pe ea, ceea ce e foarte bine că sunt inscripționate gările. Băneasa România, uite aici. Acum ieșim din București. Și uite și podul ăla de la Herăstrău sau din ce parc era, nu mai știu. Nu e din Herăstrău. E un pod, nu mai contează. Gata, acum am ieșit din București. Acum cred că trec prin Herăstrău. Da, ăsta e podul din Herăstrău. Ăsta e podul din parcul Herăstrău. Uite că se vede aici. Aici e Herăstrău. Da, în partea aia e Herăstrău. Acum, am trecut de... Până și parcul Herăstrău a făcut, bă, deci nu vine să cred. Până și joncțiunea cu podul de la Herăstrău. Gata, acum am ieșit din parcul Herăstrău. Ăla a fost ultimul pod.
Hai că începe să-mi placă ruta asta. Foarte, foarte, foarte șmecher. Și aici se fac mai două linii. Dacă nu schimbam macazul când trebuie, dacă o luam ca, dacă mă încântam ca găina și o luam pe linia dreaptă de marfar, mă trezeam că deraiez sau că mă lovesc în tampon. Că liniile alea au capăt, din păcate. Numai astea două sunt de acces. Chiar frumos traseul ăsta, îmi place. Nu știu pe unde e lehliu, dar va trebui să merg cu viteză mai redusă puțin ca să aflu. Hai să vă dau puțin mai multă viteză. Oricum, în gara Lehliu opresc, că acolo e destinația mea. Până acolo am zis că o să fac traseul ăsta cu marfarul. Ia să vedem cum arată în afară. Sunt peste viteza legală, deci s-ar putea să deraiez. Intrăm pe cab mod. Stai că lăsăm un pic mai jos vitezometru. A, uite, limită. 30 de km pe oră. Există limită, da. Cred că asta limită pentru marfar. Trebuie să respect limita aia, că dacă nu deraiez. Deci, tot ce pot să zic este că arată mult mai bine decât MSTS-ul. Mult mai bine. Mult mai arătos. Aici alt podeț, altă oprire, unde stau mașinile. Tare sunt curios pe unde este Lehliu, că n-am fost deloc până acolo. Ca să aflu treaba asta, va trebui să merg cu viteză relativ mică. Aici sunt probleme la mine cu placa video, cu călcatul texturilor. Cred că acum ne apropiem de Lehliu, dacă nu mă înșel. Știu că primul oraș ar trebui să fie Lehliu, dar nu știu sigur. Treaba asta, trebuie să mă uit, orientez în funcție de gară. Când ajung în prima gară, atunci o să-mi dau seama că pe gări scrie denumirea... Da, trebuie să-mi schimb și o placa video. Când face figura asta cu încărcatul texturilor, trebuie să-mi iau GTX-ul, neapărat. Pe GT duce, dar nu duce așa de bine ca pe un GTX. Pe un GTX ar fi zburat harta asta, traseul ăsta, cu detaliile la maxim.
Chiar că aș fi lăsat rezoluția mai mică, eu acum folosesc 1440x900. Da, e bine că merge și pe placa asta video. Se poate, e agreabilă performanța, să zicem, se poate juca. Hai că băgăm puțin mai multă viteză. Scoatem frâna ușor. Acum 60 la oră. Aproape. Uite alt podeț. Cam 60 maxim. Uite aici și un cimitir pe stânga. Foarte, foarte bine făcută e harta asta. Deci chiar sunt impresionat cum arată. Față de MSTS, nu, fără supărare. Nici o discuție. Aici am mai crescut puțin FPS-ul, văd că am 19 FPS-uri aici. De afară merge cam slăbuț. O să las tot pe interior camera. Tare, sunt curios pentru elehliul ăla. Nu-mi dau seama. 60 am, hai să o las mai jos viteza puțin, că după aia dacă o să fie nevoie să frânez, o să-mi ia ceva timp. Așa, reducem puțin viteza. Deci prima oară când reușești o să parcurg harta asta mai bine. Într-o altă trecere. Până acum nicio problemă grafică deosebită, doar că am eu placa video ca în slăbuță și nu încarcă toate detaliile, trebuie să am măcar 2 giga video. Foarte, foarte bine executată. Deci jos pălăria la capitolul detalii și totul. Chiar mă simt ca în România acum. Cea mai tare rută. Toate respectele celui care a făcut-o. Deci incredibil de bine arată. Și cu acele seturi care îmi lipsesc, acele mici detalii care lipsesc, nu mai contează. Când s-o rezolva și alea o să fie țais. Nici n-am nevoie de AI, pentru că mie îmi place să explorez, n-am chef să... Alea, dacă vreau să-mi pun niște trenuri de AI, o să-mi bag niște comenzi la driverii care stau degeaba cu locomotivele să facă și manevre prin gară, dar nu cred că o să fie nevoie. Da, și mai trebuie să mai fac o chestie, să-mi mută vagoanele de marfar, că e cam dificil să cuplez din gara de nord. Cu atâtea juncțiuni acolo. Ai de schimbat la macase de sar capacele, ca să ieși din gara de nord cu marfar. Tare-s curios până de elehliu. Cred că mai am ceva până ajung acolo. Că pe hartă nu apare denumirea orașelor. Doar după gara pot să mă orientez. Când văd prima gara mă opresc și las acolo marfarul.
Aici nu e gara, nu e. Să ne viteza mai jos un pic. Două pe ce trec și mașini. Foarte, foarte tare. Îmi place. Opa, se schimbă. Frână. Frână, intrăm într-o gară, intrăm într-o gară. Aș cred că e lecliu. Fac. Repede, frână, 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 frână. Pantelimon, a, încă nu. Gara Pantelimon aici. Cred că după Pantelimon este Lehliu, vreau să zic. Așa, mă gândeam că e capăt de linie aici. Pua, mă speria să-mi credeam că sunt tampoane sau ceva. Bun, mergem mai departe spre Lecliu. Tampoane! Fuck, 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 fuck! Ah, până aici a fost. Am zis că merg la Lecliu, trebuie să mă opresc la Pantelimon. Ai, ce porcărie, băi, să-mi bag picioarele. Trebuie să schimb acazul aici, băi, frate. De unde să știu? Vezi, dacă nu sunt naș profesionist, dacă nu sunt mecanic profesionist, n-am cum să știu. Trebuie să schimb linia aici, că aici era capăt de linie, trebuie să merg pe cele trei linii. Da, și acum mă duceam înspre, ia să vedem unde, pe unde ar fi. Mergem în free roam mode să văd unde este Lecliu. Aici mai e o șină care nu știu unde pana mea duce. Și asta are capăt de linie undeva. Și asta mai e. Aici pădurice. Tai. Cum am dus aiurea. Așa, mamă, mai e ceva. Oho. Aici intră la pădure trenul. Da, mi-am stricat sesiunea pe românești. Ce pot să zic. Uite că drum mai e. E tita mai șină. Schimbăm acazul la întâmplare, asta mă deranjează. Cred că aici este Lehliu, dacă nu mă înșel. Pasarela, mamă. Da. Oho, cât mai e. Până la Lecliu e o grămadă. Mamă, ce frumos arată. Și zona cu pădurice din aia. Deasă. Da, m-am bușit eu ca un imbecil. Măcar acum știu cum să fac manevra de schimbare a magazului când plec de la gara de nord cu ceva. Da, uite aici n-am schimbat eu magazul cum trebuie. Ia uite cât mai. Ho, ho. Drum prin pădure frumos. Preferam să fiu pe aici, da. Da, să văd. Ca așa, ca distanță, cam pe unde ar fi. Mamă, da, e ceva. Aici s-ar putea să fie Lehliu.
Dar nici aici nu cred că e. Nu, aici e tot o gară de aia micuță. Frumos traseu. Cred că o să fac mai mult timp să-l parcurg și va trebui să învăț bine rutele, că dacă nu știu să schimb acazul, trebuie să merg cu viteză mică de aia. Ia uite cât e. Oho. Aici cred că e lecliu. Ia să vedem. Sau nu, și aici tot pasarele scrie. Brănești. A, mai e. Mai e, mai e, că e mare ruta asta. Da. Ce să zic, fraților, cam asta a fost. Îmi pare rău că n-am avut inițiativă să schimb acazul, să mă mut pe liniile centrale. Ce înseamnă să stai pe liniile... pe liniile mărginașe, te lovești de un tampon, te trezești cu capătul de linie și s-a dus trenul tău, gata. Poți să-ți bagi picioarele în ea de sesiune. Da, cam asta e, sper că v-a plăcut ce v-am arătat până acum. Deci am trecut prin Herăstrău, am trecut prin toate zonele, sunt făcute 100% realistic, până și lacul Herăstrău se vede frumos când treci pe pod. Drumul este, traseul este foarte lung, deci nu te plictisești, nu este ca MSTS. Și următoarea sesiune o voi face profi, adică voi fi atent la... când fac trecerea de pășină pe alta, ca să știu, în niciun caz să nu stau pe margini. Și voi parcurge distanța până la Lecliu, până la Constanța, o să mai fac și alte trasee. Deocamdată ăsta a fost traseul și sper să vă placă și ne vedem în sesiunea următoare. Salutări!